Hei, salut! Sunt DJ Green Sound și bine ai venit la un nou review unboxing. Avem câteva produse pe care aș vrea să vi le prezint. Este vorba de produse fabricate de Flash. Unele sunt fabricate chiar de ei în Polonia. Flash Butrim, puteți să intrați pe site-ul lor www.flashbutrim.pl. Ca și prețuri nu vă pot specifica exact, cel mai bine vă faceți un cont, vă logați la ei și vă vor trimite prețurile în funcție de produsele pe care le doriți. Dar au produse bune, raport calitate-preț. Primul produs pe care vreau să vi-l prezint este o mașină de fum fabricată în Polonia. Sasha, ce faci, mă? Vino cu acea aici, hai, vino lângă mine. Să vedem mașina de fum. Vedem mașina de fum? Salutare tuturor! Cred că ați văzut videoclipul meu când am cântat Smiley acasă. Sau poate unii dintre voi n-ați văzut, dar o să, dacă vă spun acest videoclip, vă spun și cum se scrie. Sasha acasă. Așa. Și după aia puteți să dați like dacă vreți. Așa, bun, bun. Bravo, Sasha. Ah, mi-a dat și un bidon. Dar bineînțeles că e gol. Da, trebuie să cumpăr lichid. Avem carte. Deci fog machine geyser 6x10 W, 4-in-1 LED DMX. Adică avem 6 LED-uri de 10 W pe 4 culori. Adică RGBV. Aici avem niște butoane de închis și de deschis. Aceea este telecomanda, da. Sasha, vă arată telecomanda. Da, închis și deschis. E ok. Haideți să vedem cum arată și să o băgăm în funcțiune. Da. Face și gălăgie, să știți. Ce face? Gălăgie. Vino, vino cu acele de mine. Vino face gălăgie. Face gălăgie? Da. Sper că ne vedem. Sper că n-am afumat tot studioul. Cum am spus mai devreme, mașină de fum, geyser, cum îi spun ei, de 1500 de W, cu 6 LED-uri, de 10 W bucata, RGBV, adică roșu, verde, albastru și alb. Avem și telecomandă wireless pe care o putem folosi. Se poate folosi atât vertical cât și orizontal. Și un alt lucru important e că avem și posibilitatea de DMX, adică putem să o punem pe un controller și să o activăm de acolo. Mufă PowerCon de input, adică de alimentare, și un alt lucru important e că avem și mufă PowerCon de dat curent către a doua mașină de fum. Cum, de exemplu, eu am și pe a doua mașină de fum și așa aș vrea să le folosesc. Adică să alimentez cu un singur PowerCon și să fac legătura între ele. Următorul produs este vorba de un LED PAR 7x10 RGBV, tot din gama profesională, adică făcut în Polonia, de către Flash. Eu mai am 4 pari, numai că aceștia sunt MK2, adică varianta un pic îmbunătățită. O să vă și spun care este diferența între MK1, cele pe care le am eu, adică primele modele, și modelul acesta MK2. Așa, avem cartea în limba engleză și în limba poloneză, cablu de alimentare, tot pe PowerCon. Îmi place foarte mult PowerCon-ul și recomand PowerCon-ul. Așa, și parul în sine, diferența la MK2 este că avem o telecomandă. Îmi place foarte mult cum e lucrat, îl puteți vedea. Și acestea am văzut că sunt făcute în Polonia. Un afișaj pe care aveți posibilitatea să setați în mod manual, mod sunet și așa mai departe. Display-ul foarte interesant, adică este un meniu destul de complex. DMX in, DMX out și avem PowerCon in, PowerCon out. Am băgat în funcțiune LED PAR 7x10 RGBV de la Flash, făcut în Polonia. Putem să folosim și telecomanda, de exemplu verde. Pleacă de la o intensitate mică până la o intensitate, la intensitatea maximă, practic. Așa că aș recomanda, în principiu, pentru iluminat arhitectural. Play pauză! Da? Ce am setat? Am setat-o în MOV acum, nu?
și putem să punem pe pauză. Interesant. Foarte ușor de utilizat telecomanda. Bine, o să trebuiască să mai uit un pic în meniu și să-l studiez mai bine, dar destul de ușor de folosit. De exemplu, dacă vrem culoarea roșu, apăsăm pe roșu, verde, albastru, alb și, bineînțeles, combinații. Avem posibilitatea, de exemplu, să adăugăm mai mult roșu sau să eliminăm o anumită culoare. Avem posibilitate și de auto. Acum aș va schimba culorile. Bring sound, bring sound, bring sound.